ce cum stă ea, să fie mânghiată. Nu știe. Hai te scăreau, de ce te scăreau? Să facem o poză. Ce bravo, e nu se teme ea. Bravo. Foarte drăguț. Am făcut cea mai bună alegere, cea mai bună. Sperăm. Uitați-vă, Oscar, cum s-a înfoiat în pene. Și cum o sărută, dar ea se uită, ea se uită, uite, ea se uită. De cum îi face, măi? Ce drăguț. Salut, prieteni! Salut! Noi astăzi am decis să-i cumpărăm lui Oscar o soție, adică să cumpărăm un papagal fetiță. Da. Oscar al nostru, de un an jumătate, de când trăiește la noi, nu a văzut alți papagali. Doar a ascultat sunete pe YouTube și s-a uitat în oglindă. Da. Și el e foarte fascinat de această activitate, tocmai din asta noi am dedus că el o să vrea papagaliță. Papagaliță, da, tare, neapărat. Da. Și noi când îi punem, de exemplu, un videoclip cu vreun papagal de pe YouTube cu un peruș, ca și da, el, exact, el vine imediat la telefon, se apropie, îl ciugulește, vrea să-l vadă. Și așa eu îl ademenesc, da, și îl pun în cușcă, pun sunet și el intră. Da. Și el intră după alt papagal. Lui îi pare că este alt papagal, exact, acolo. Exact, doar. Da, de asta noi am considerat că ar fi foarte bine să-i cumpărăm o soție. Exact. Și acum Laura și Cubeci se duc la o crescătorie de papagali. Exact. Noi am decis să cumpărăm un puiuț micuț. Și deoarece în magazinele zoo papagalii sunt un pic mai mari, noi am decis să luăm pentru prima dată o papagaliță micuță de la crescătorie. Deci, fetelor, să alegeți o fetiță foarte drăguță, da, pentru papagalul nostru Oscar. Foarte cu minte. Hai și ne revedem când veniți. Pa, pa! Pa, pa! Noi am ajuns la crescătorie cu 3 minute mai devreme decât am stabilit și uitați-vă, aici afară deja se aud papagalii. Noi de fapt nu știam, ne-am pierdut o leacă pe drum și că GPS-ul ne arăta clar, dar am auzit papagali și ne-am întors înapoi, da? Da, și am imediat o să-i vedem, da? Și alegem păsărica noastră! Da! Oh, și aici sunt? Astea sunt perechi, cred. Uite și sunt și mai mari aici. Care-i păsărica noastră pe care o luăm? Nu știu. Avocado, cred. Fetele au ajuns acasă și iată păsărica, papagalul pe care l-au cumpărat ele. Cât este de drăguț, este un puiuț micuț, care are doar 2 luni. Și fetiță. Și e fetiță. Și are atâtea culori, are și galben, și verde, și albastru, da. La ea încă culorile nu sunt bine pronunțate, deoarece ea este puiuț, dar peste câteva luni se vor pronunța. Noi, eu zic, am ales alta, așa, ca să știți, dar era foarte agitată. Da, și zbura și ne-a plăcut cum arată, era așa mai colorat, poate era și mai mare, dar era foarte agitat, așa că noi cumva am ales-o pe asta, ne-am pus pe ambele aici în cușcă și ea nu era agitată, aia să le-a în capul asta. Da? Și am spus că nu, aia nu-i păsărica noastră, asta este. Am înțeles, da. Asta de ce puiuț. Da, și uite ce de calmă și frumos și se uite, e curioasă. Și ce ușor mai are. Sunt foarte curioasă ce reacție va avea Oscar. Și cum l-am pus în cușcă acum, tot așa, cu sunete de papagal, el așteaptă. El nu știe că vine o papagaliță. Adică lui îi lipsea un papagal. Da, Laura mereu când îl pune în cușcă, îi pune sunete de papagal de pe YouTube și el intră în cușcă după sunete. Da. Hai să vedem, deci, cum va reacționa el. El nu ce-a făcut un sunet, dar e așa timid, nu s-a auzit bine. Păi e sunet de puiuț. Sunet de puiuț, da? Hai să te ducem la soțul tău. Da. Uitați-vă, prieteni, ce face Oscarel. El parcă presimte ceva. Da, da. Da? Sau a văzut-o? Ia nu dați. Știu, hai să vedem. Să vedem reacția lor. Oscarel, uite, un papagal ca tine. Este, eu să mă așez așa. Aha. Și eu țin așa, da? Da. Uite, un papagal ca tine, Oscarelu. Se uită la... E un papagal ca tine. Ia, încep să cânte. Îmi place de ea. El tot își face așa doar când vede ceva frumos. Da, ea stă fără nicio reacție. Hai să-i adunăm. Uite-te, el vine. Și el s-a dus. Da?
Și ce vă zice? Ce faceți? Vă placeți? Ce mai faceți? S-a bucurat! Ce s-a bucurat? Ce s-a bucurat? E așa calmă, vezi ia cască. Cine e acolo, Oscarielu? Ea ta, da, e o fetiță pentru tine. Linit la ea. Cine e asta? Tu vrei să vii la ea, așa? Tu vrei la ea, așa? Să-i dai un pupic. Da. Hai să-i unim. Să-i punem. A să fie greu, pentru că Oscarielu tot vrea să iasă, din câte vedeți. Da. Așa, și eu cu șoiel pe ea. Nu, eu zic să iei pe ea, să iei pe ea în mânuță. Uitați-vă, Oscarel, cum s-a umflat în piene. Nu cred, uite-te cum îi faci. Și-a piuie. Uite-te cum îi faci. El e cel mai fericit papagal din lumea. Gentleman. O curtează, o curtează. Asta ce-a fost? Asta mi se pare că a fost o tentativă de curtare tot. Uite-te cum îi face. Măi. Oscar, îți place? Îți place? E fetiță, papagal? Ea vrea să bea apă. Dar ea tot stă și nu-l atacă. Da, ea tot stă. Îi place oricum. Îi place. E timidă așa, nu-și dă seama ce ocurtează așa un papagal pe ea. Da, așa frumos. Dar el e mega fericit. El un pic e pătat în prânz, s-a murdărit. El de obicei nu e așa. S-a apropiat de mine și avea mâși. A, ruși. Da, el singur s-a băgat. Înțeles. Ia uite-te. Îți place, măi, Oscarielu? Îți place? Îi place. El nu mai poate, mi se pare că el niciodată atât stânt. El are să oprească vreodată. Să o să facă așa, până nu mai poate. Linui vine a crede. El nu mai văzut o papagaliță de mult. Uite, el nu vine a crede că asta e adevărată. El nu poate. Dar e micuț, el nu știe ce să facă. Dar vezi că oricum s-a urcat. S-a urcat lângă el, s-a urcat. Da. De ce s-a urcat lângă el? N-a fugit. A vrut? I-a plăcut? Dar ea când stătea în cușcă, stătea cu mulți papagali, da? Da, 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 da. Deci ai deprins cu companie de papagali. Da, el n-a mai văzut. El n-a văzut de un an și ceva, n-a văzut. Jumate, da. Dar uite cum el se uita mereu în oglindă și îi părea că nu e singur. Dar i-a plăcut și asta, galbenă. Eu mă gândeam, el să nu reacționeze ciudat, că el mereu se vedea pe el în oglindă albastru. Și i-a duc acum una verde sau galbenă. Dar uite că i-a plăcut. Din prima i-a plăcut. Uite ce scarpină. Eu cred că el are șoc de papagal acum. Da. El are șoc. El nu știe ce să facă. Dar din prima, iubită, din prima. Noi așa și am știut că o să fie, pentru că Oscar e mult prea iubăreț. Da. Oscar la noi așa, e un băiețel iubăreț. Foarte. Da. El... Da, ți place? Acum o să trăiți încercat, așa. Eu încerc să bagi mâna în cușcă și să vedem dacă el o să permit să pui mâna la dânsă. Nu, nu permit. Da, vezi că nu se duce de. Sper că nu ataci, măi. Se uită ciudat. Sper că nu se focalizează bine. E bine tu aici. O? Ce? Cam a vrut să mă muște el. El a vrut să te muște pentru prima dată, el de fapt nu mușcă. Măi, ia vezi să nu rămâi fără păsărică. Că dacă ești rău... Ți-o luăm? Nu, el tot ce poate e șocat. Uite cum vrea să-l pupe. Să-i dă pupic. Tot și-a considerat-o că ești a lui și nu-ți dă voie să pui mâna pe ea. Gata, el e tot mare pilisă. Gata, posesiv. E foarte posesiv un băiețel, posesiv. Ia uitați-vă, uite cum îi face, măi, ea tocmai nu știe cum să reacționeze. Se vede că e șocată de atâta atenție, poate niciodată n-a primit atâta atenție din partea cuiva. Păi da, ei, dacă acolo erau mulți. Da, și ei oricum sunt prea mici ca să se curteze, așa mi-a spus ăla. Dar ea cred că e șocat că cineva e așa atent la ea. Deci secretul, prieteni, dacă vreți să aveți un papagal blând, este să-l cumpărați de micuț. Și de dorit de la crescătorii. Da, noi iată, prima dată am cumpărat de la crescătorie de papagali, nu de la zoo, da. Magazin. Exact.
Și pe Oscar, când l-am cumpărat, l-am cumpărat de la zoomagazin, dar era puiuț. Și a fost și este cel mai blând papagal al nostru pe care l-am avut vreodată. Niciodată n-a mușcat, a stat mereu pe mână. În genere, a fost foarte blând, nu știu cum va fi pe viitor. Vedeți că astăzi deja a început să ne muște. Cam cel puțin a făcut tentativă. Te-a mușcat sau numai tentativă a făcut? Nu, doar tentativă și eu cred că asta tot e din cauza emoțiilor. Voi gândiți-vă ce emoții el are în momentul ăsta că el n-a mai văzut papagal de nu știu cât timp. Deci el nu se poate opri. Dar ea e mai retras. E așa. Da, ea e puiuț. Ea stă să fie curtată, dar nu... Adică nu-l atacă, nu-l... Eu sunt curioasă să punem mâna pe dânsa. Iată, eu spun mâna pe dânsa. Hai că eu nu mă chem. Ia stai că ies și Oscar. Hai Oscarela. Uite, ce Oscarela a ieșit. A ieșit asta Oscarela? E oare să intri înapoi? După hai. Ea? Hai, hai. Acolo e fetița. Ea tot mi se pare că așa. Uite, op. Hai vine, mă. Hai vine. Dar ea nu înțelege. E micuță hai de vine. Tot, dar oricum e foarte blândă. Ia apă, bea. Apă, bea. Uite ce apă. Apă. Nu tot și-o trage la Oscarela pe ea. Hai apă. Eu încerc să o scos din cușcă? Nu, apă vreau să arăt apă. Opa, a pus sub degetul în apă. Ia hai afară. Ia afară să ieșim. Nu? Las că așa o apuc, că ea stă. Ea stă. Ce scărele stă? Hai. Op. Pune pe cușcă și pe ea. Nu, o țin așa. Micuț. Vedeți așa. Poți să mă îngâi? Micuț. O, ce drăguț. Și uitați-vă, prieteni, Betty o mângâie. Și Oscar îi place chiar, îi place. Și Oscar nu o mușcă, deci nouă ni s-a părut că Oscar va fi mai agresiv. Eu să-i fac și o poză cu telefonul, că e mult prea drăguț. Și te atent că îi pun și pe Instagram, că sunt acum da. Iubiței. Stai să-i filmez chiar. Ce faceți voi mai aici? Ce drăguț! Ce faceți voi aici? Vă țin drăguț! Ops! Oscar e obișnuit să sară. Da, Oscar are o pasiune față de pisică. Ce faceți voi aici? V-ați îndrăgostit voi aici? Oscar o iubește? O iubește pe păsărică? Da, și de păsărică îi place de tine, măi. Uite, își dau pupic! Ia dați-vă un pupic! Uite cum nu pleacă nici ani cel. Op! Totuși, Oscar e obișnuit cu noi. Cu telefonul, și pe da. Mine stă. Oscar totuși a rămas băiat de casă. Da. Dar cu iubită. Și ea tot, dacă e puiuț, tot o să fie de casă. Exact, dar cu iubit. Uitați-o cum stă ea, să fie mângâiat. Nu știem. Atât Oscar, deci tu, Oscar, să facem o poză. Ce bravo, e nu se teme ea. Bravo. Foarte drăguț. Am făcut cea mai bună alegere, cea mai bună. Sperăm. E cea mai bună. Îți place, Beti? Place. Și este una asta la Beti, una la mine. Acum Beti o ține în mână. Ia să vedem. Și ea stă. Ia să te răghine. Nu vine, vezi? A zis și ea ce cirip. Dar uite Oscar cum zboară. Da, Oscar e agitat. Da. Că cineva pune mână pe iubitica lui. Hai, vine la mine. De la mama, măi. Dar tot și-a rămas de uman. El a rămas totuși cu oameni. Da. Nu a rămas obsedat complet de ea. Ne iubește și pe noi și pe ea. Drag. Acesta a și fost scopul nostru, da? Doamne, cum s-a nimerit, eu nu-mi vine să cred. Așa perfect. Altă poveste mai perfectă nici nu-mi imaginam, sincer. Da. Super. Eu cred că ați făcut o alegere foarte genială. Bună, fetelor. Cea mai bună sperăm alegere. Să fie o familie fericită. Dacă o să fie totul ok, peste vreun an jumătate pot să aibă puiuți. Și puiuți. Da. Dacă o să aibă... O zis că mai puțin de un an, că aștept un an și a zis că nu, că are 2 luni. Deci când îi face ea un an. Am înțeles. O să vedem. O să avem puiuți sau nu, dar oricum sperăm ei să fie fericiți. Cu sau fără puiuți. Îți place pe alegerea pe care ați făcut-o? Da, e cea mai bună pe care cred că puteam să o facem vreodată. Dragoste de papagal. Adevărată. Uitați-vă, Oscar, cum s-a înfoiat în pene. Cum o sărută, dar ea se uită. Uite, ea se uită. Cum îi face, măi?
O iubește? Dar ea sunt șocată, ea nu înțelege ce îl iubește. Ce atâta iubire? Ce atâta iubire peste un papagal? Dar cine a mai curtat-o atâta ca Oscar? Nimeni n-a iubit-o așa sincer. Oscar o iubește sincer de la prima vedere. Da. Asta e iubire de la prima vedere. Iubire de la prima vedere. Hai să fii fericiți. Da, mă ajută să fii fericiți, da. Bine, prieteni, dacă v-a plăcut video nostru, dați-ne like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa! Pa! Și așteptați noi videoclipuri cu papagalii noștri și cu iepurașul nostru. Pa, pa! Pa!